Descoperim multiculturalitatea zonei. Români, germani, țițeni, cum se spune, ruteni, maghiari și evrei și-au întrețesut poveștile de viață și ocupațiile și și-au lăsat amprenta asupra tot ce înseamnă tradiție. Crescând și dezvoltând împreună de-a lungul păiei Maria Tereza, sunt colonizați aici etnici germani, aduși din Valea Țis, cunoscuți acum sub numele de Țis. Ei construiesc aici baraje, amenajează malul de pasărului,
da. Și captează fraiile secundare pentru a crea mediul cel mai propice da. Pentru transportul lemnului și al țării, da. Pluse pe râu, până la Tixa și apoi până la Smecher în Ungaria. În lângă râu se amenajează și o cale de acces pentru căruțe și birje care asigurau transportul alimentelor pentru muncitorii, dar și pentru a ajunge la stațiunea Șuli, cunoscută în Europa pentru apele minerale bogate în carbonați, recomandate în tratamentul afecțiunilor digestive și renale. Nu vreți să vă pun pe tot unde? Ceva? Unde? Nu uita, vreau să vă văd, nu uita acolo la mea. Unde e video? La capul și acolo, eu nu știu. Dar tu poți să vă văd acela. Păi, și stau în picioare, da? Păi nu, dacă ar fi locuri. Te-a venit tot în grup. Am făcut de 5 de minute. Buia. Ce ai mai să vedem?
Mehmet la o, eu în baltă. E în baltă. Eu cantam. Deci 10 minute. Hai să vedem, ajunge la toate lemnele pe somba aia, ne bagă pe ele. Hai să împățânează din lemne sau... A nu acum, că mă nu? Acum, da. Lasă, uite, în jos. Nu se ești de la... Nu, 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 nu.
Thank you.
Da, deja l-o până în urmă. Când este de că asta merg din nou, rapă, că e un milion de euro.